Colegiul Tehnic din Câmpul Lung a găzduit cu ocazia Zilei Francofoniei o manifestare în care au fost implicați copiii din localitate, dar și de la școlile gimnaziale învecinate. Elevii au interpretat cântece și poezii în limba franceză, printre ei aflându-se și olimpici la această materie. Coordonatorul acestui program, profesorul Petruța Bărbieru de la școala gimnazială numărul 1 din Stoienești, a punctat importanța acestui eveniment. Noi sărbătorim Ziua Internațională a Francofoniei. Este o zi dedicată milioanelor de oameni care vorbesc sau folosesc în mod frecvent limba franceză. Am încercat astăzi să colaborăm două unități de învățământ, școala gimnazială numărul 1 Stoienești și Colegiul Tehnic Câmpul Lung, să sărbătorim această zi importantă printr-o manifestare organizată în cadrul acestui liceu. Încercăm prin aceste manifestări să-i facem pe copii să cunoască cât mai multe lucruri despre Franța, despre cultura Franței și să îndrăgească limba franceză. Să știți, la nivelul zonei Câmpul Lung, noi avem copii foarte buni, participăm des la olimpiadele de limba franceză, iar anul acesta avem un copil calificat la Olimpiada Națională. Alături de Petruța Bărbieru, în derularea acestui proiect, s-a aflat și Avram Mirela, profesor la Colegiul Tehnic din Câmpul Lung. Aflat la prima ediție, evenimentul se dorește să fie de amploare, mai ales că limba franceză se predă la majoritatea școlilor din zona Mușcel.